Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată, ne revedem după perioada concediilor de vară. Invitatul ediției de azi a emisiunii Artvest este prim balerinul Operei Naționale Române din Timișoara, Radu Alin Vasile. Te salut! Bine ai venit în studioul Dumbrăvița TV! Bună ziua! Vă mulțumesc pentru invitație și aștept cu drag întrebările dumneavoastră. Alin, da. Ne cunoaștem de vreo două decenii, ne-am și distrat, mă rog, ne-am văzut reciproc. Încă nu am dansat împreună, dar cine știe ce ne va aduce soarta. Ești destul de ocupat. Dacă am înțeles bine, și astăzi seară ai spectacol. Despre ce spectacol este vorba și ce aport ai avut în cadrul, sau ai în cadrul spectacolului? Este vorba de un spectacol la Teatrul Maghiar, se numește Erendira și Bunăsa. Aportul meu este acela de a face mișcarea în acest spectacol și am primit și un mic rolișor, să zic așa, după ce am făcut mișcarea spectacolului. Între timp ce terminase, mi-a zis regizorul că n-ai putea să faci rolișorul acesta și am zis că Încercăm să vedem ce este, bineînțeles. Nu este un mare lucru, nu este un rol de actor, dar este doar de mișcare. Alin, da. Să-i amintim numele regizorului, Levente Cocear, de la Teatru Maghiar. De fapt, el a terminat actorie, este actor, mă rog, ulterior, recent a făcut și masterul din regie. Să povestești puțin despre stilul de interpretare sau stilul mișcării scenice, ce ai aplicat, ce ai folosit în cadrul reprezentației. Am lucrat cu acești, de fapt sunt studenți care au ieșit de pe băncile școlii, o mișcare în stil comic, puțin parodiate anumite mișcări de tango, mai mult parodiate și pe fete și pe băieți, și împreună, un cuplu, rolurile dansează împreună. Deci am mers spre linia comică a ceea ce putem trage din tango și făcut poate nu chiar cu pași special de tango, dar totul se vede că este un tango. Tango argentinian sau de care? Da, pe pași mai mult, argentinian. Da. Și muzica vorbește de la sine, deci se înțelege lucrul ăsta. Cât de deschiși au fost la simbioza gesturilor, la mișcărilor? Foarte deschiși. Cât de ușor au prins stilul ăsta, puțin poate, din păcate nu am văzut spectacolul, stilul puțin gen burlesque sau comedie? Am fost surprins de atitudinile lor. În general, poate unii sunt mai reticenți la venirea unui om să le explice ceva, dar acești tineri au fost super, super încântați și a ieșit ceva foarte drăguț. Da. Ai pomenit că ai avut o experiență ciudată, ai primit un rolișor. Din ce consta rolul? Numai mișcare sau ai avut și de rostit anumite fraze? Levente, regizorul, nu avea formulă pentru un fotograf. Și văzându-mă pe acolo, mișcându-mă cu ei, m-a oprit cu câteva zile înainte de premieră și m-a întrebat, nu vrei să... I-am zis că dacă constă doar în faptul de a mă mișca și a face doar mișcări stilizate, da, a unui fotograf mai stilizat, accept. Și el a zis, nu, că ai avea și câteva replici. Și acolo am fost puțin mai reticent și a zis, nu, nu-i mare lucru, o să te ajutăm, e ok. Noi vedeți că suntem puțin mai, poate mai reticenți din cauza faptului că ne mișcăm foarte mult și vorbim mai puțin. Probabil și asta în meseria noastră constă în faptul că dacă te pune cineva să vorbești foarte mult, te retragi un pic. Primul pas al nostru este de retragere. Nu... Verbalitatea voastră sunt gesturile. Categorii. A fost o premieră pentru tine.
mă gândesc. Prima oară când ai rostit vorbe pe scenă, nu? Da, este, de fapt, cred că este a doua oară. Am mai avut și într-un musical Frumoasa și Bestia da, Frumoasa câteva și Bestia. Cuvințele, dar tot așa, scurt, dar tot emoțiile sunt, cum e sunt mai mari, sunt mai mari decât la dans. Vă cum zic, e sigur. Starea balerinului care dansează, mă rog, se simte bine în, în anturajul lui, ci la un moment dat este împins într-o zonă în care nu e antrenat, nu are, să zic așa, valențe. Nu e confortabil. Nu e confortabilă pentru el și totuși trebuie să, să se manifeste prin, prin verbalitate. Pentru mine personal, sunt unii la care lucrul ăsta merge mănușă. Chiar și dansatori, am și colegi la care lucrul ăsta le merge mănușă. Pentru mine personal a fost puțin, puțin inconfortabil. Inconfortabil. Dar, după care am zis, da, se poate și așa. N-am încercat lucrurile astea. La școală noi doar am dansat, n-am vorbit, n-am... Vezi? Doar vorbind cu, interacționând cu profesorul în alte relații, nu? Vezi, cred că a fost un experiment foarte benefic pentru tine, că tu da, și da. Predai la liceul de muzică da. Ion Vidu, ci poți să-l experimentezi, acest experiment al tău personal, cu copii pe care îl pregătești pentru cariera de balerin, nu? Da, bineînțeles. Ei acum au foarte mare deschidere la tot ce se întâmplă în... în lumea asta. Categoric, internetul este la mare înălțime și ei pot să vadă de la musicalurile de pe Broadway N la plus N spectacol. Absolut tot, tot ce este dans și verbalitate. Da, sau chiar cântat. Ei au o deschidere cântate. Mult mai mare decât am avut noi în anii 90. Da, este. Și au trecut 20 de ani. Și dacă da. Își doresc să îmbrățișeze liniile de actorie și implementându-se în același timp cu dansul, deja este un câștig. Un câștig actoricesc, un câștig profesional. Da. Pot să abordeze mai multe genuri de spectacole. Nu doar să fie canalizați neapărat doar pe balet clasic, pur. Ca și în actorie. În vremuri, mă rog, pregătirile, studiile se făceau mai mult bazate ori pe proză, ori pe canto, la secția de canto. Acum lucrurile s-au intersectat, s-au mulat. Un actor trebuie să cântă, să danseze, să da. Danseze bine, da. Să cântă bine, să fie un actor excepțional. Și să nu aibă problemă cu verbalitatea, adică să fie un fleac pentru el. Da. Deci lucrurile s-au schimbat. Mă rog, în zona voastră, zona baletului, baletului clasic, lucrurile stau altfel, dar o deschidere sau... prinde bine, zic eu. Lucrurile, baletul clasic va rămâne balet clasic, categoric. El va crește doar în nivelul de tehnică, care a crescut senzațional. În ziua de astăzi este o tehnică incredibilă în baletul clasic. Lucrul ăsta a evoluat de-a lungul timpului. În cealaltă ipostază, balerinii care își dezvoltă chestia de actorie poate să facă alt nivel de spectacol. Dar baletul clasic va rămâne balet clasic. Eu sunt convins de lucrul ăsta. Da. Da. O formă tipărită, bine conturată, da. Ca și opera. Și opera, bineînțeles. Opera clasică. Da. Dacă am înțeles bine, mâine plecați la un turneu, este vorba de spectacolul Văduva Veselă de Franz Lehár, Sibiu, în care, spectacol în care și, și baletul este prezent. Grupa de balet este prezent. Cât de bine se completează baletul opereta. Cu opereta? Și păi se completează, pentru că operetă fără cuvinte mișcare, și fără mișcare nu există. Nu există așa. Și acolo, vezi, acolo este un gen în care artistul care are și vorbe și de cântat trebuie să se miște. Da. Și mișcându-se bine, totul se omogenizează și dă forma operetei în sine. Pentru că opereta are culoare. Are culoare foarte mare prin dialog, mișcare.
este culoarea peretei. Da. Bineînțeles, în afară de vocile care trebuie să existe la nivel ridicat. Da. pentru un balerin, ce este mai ofertant sau mai la îndemână? Aparițiile scenice într-o operă sau într-o operetă? Într-o operetă, categoric. E mult mai ofertant, mult mai ofertant. Ca și stil. Ca și stil, ca și număr de apariții. Pentru că într-o operă poți să apari un fragment mai lung, dar într-o operetă apari des, foarte des. Și este mult mai ofertant și este mult mai dinamic. Mult mai dinamic tot. Da, este. Exemplu, un exemplu recent, Contesa Mariza, să spunem. Da. Este senzațional. Multă mișcare, multă viață. Are viață. Când are viață, opereta are viață. Asta e, de fapt, are viața aia. Bineînțeles că și operele toate au viață și forma lor de artă. Dar și astea se mulează pe public diferit. Da. Unuia îi place mai mult opera, unuia îi place opereta, altuia îi place baletul. Altuia îi plac toate. Și atunci mi se par când îți place tot ce este în jurul tău, asta ar fi spectatorul perfect. Spectatorul perfect, da. Uite, și nu ne-am amintit de musical. De exemplu, Scripcarul pe acoperiș sau My Fair Lady. Și Bestia, My Fair Lady, ce aveți pe afiș. Hai să ne oprim numai pentru două secunde la tabloul Cârciumă din Scripcarul pe acoperiș, dansul rusesc. Cum a fost? Păi, dansul rusesc are dinamica lui. El, oricum, și prin muzica care te ia și te duce, el are o dinamică absolută. Aici, în Cârciumă din Scripcarul, s-au întâlnit două categorii de artiști. Corul și baletul. Da. Unii care cântau și ajutau mișcarea prin cântecul lor și artistul balerin care ajuta cântatul prin mișcare. Da. Deci e o chestie care s-a găsit o formulă de... De compromis până la urmă. Nu este compromis, este o chestie artistică, vizuală, care am îmbinat două forme de artă diferite. Da. Și a ieșit o scenă foarte frumoasă care și la un moment dat se și dansează împreună, cor cu balet, s-au amestecat, toți dansează și scena e deosebită, scena e frumoasă. Da, deja v-am adus în discuție. Și decorul este superb și mie îmi place Scripcarul. E un spectacol frumos și reușit și ce cred se va mai juca mulți ani. Se va mai juca. Hai să vorbim puțin despre începuturi și să pornim cu primii pași. Adică, tu ai ales baletul sau a fost o întâmplare sau cineva ți-a sugerat? Nu mi-a sugerat nimeni, m-a obligat direct. Am fost obligat direct. Deci nici cum ai zis tu, eu am fost obligat direct. Tatăl meu m-a obligat direct. Având un prieten din copilărie care avea un fiu la Cluj, cu 4 ani mai mare ca mine, terminase deja. Deja era balerin. Da, era balerin. Și se întâlniseră la un moment dat și i-a povestit de fiul lui și el a hotărât, nu m-a întrebat dacă... I-am zis că nu vreau în primă fază. Dar tatăl tău le avea cu mișcare? Nu. Sau total era paralel cu sfera asta? Nu avea treabă cu sfera artistului deloc. Și totuși a venit gândul să facă balerin de tine. Da. Da, e puțin paradoxal, așa că, în general, oamenii care au intrare în artă și văd, își dau copiii, la el, să zicem că a fost o chestie de reușită, intuiție. Da, da, da. De genul ăsta. Pentru că nu știa el, sunt convins că nu știa atunci la ce mă înhamă pe mine. Da. Dar în timp a aflat și el și a aflat și eu, pas cu pas. Eu am început mai târziu baletul, am început la 14 ani. Și nu ai avut o reacție de refulare, de distanțare, zic, dar ce cum, la 14 ani tata să-mi spună că nu știu ce, așa? Ba da, orice copil are chestia asta la 14 ani,
cam toți, cred că sunt ei cei mai principali copii. Da, Cam așa e. fiecare așa crede, da. Și 14-15 ani, vârste foarte dificile pentru adolescenți în ziua de astăzi. Da. Eu am elevii mei și știu lucrul Și ăsta cam foarte bine. vezi zilnic. Foarte bine știu nuanța asta de a ști tu tot. Da. Dar am avut reacția asta, e adevărat, dar s-a terminat cu un mulțumesc mare. Da. Și așa mi-aș dori ca și elevii pe care i-am eu, câteodată care sunt așa la nivelul Și ăsta care se de revoltă, care înțepători cu au așa, da. părinților, să aștepte și să zică și ei mulțumesc cu Langzam, frumos, și stai. mulțumesc cu care Da. trebuie să-l audă părintele la Când ai vârsta. conștientizat, adică când ai asimilat baletul în așa fel încât Să-mi doresc să fac să-i mai departe. dorești și să-i spui, da, uite, tata, ce idee faină a avut. Primii 2 ani n-am știut nimic. Adică nici Te-ai se dus, vorbea în ai... altă limbă cu noi, adică terminologia baletului este în limba franceză. Da. Eram pe altă lume. 2 ani de zile am fost pe altă lume, recunosc și am zis-o tot timpul. La 17 ani am început să conștientizez un pic din lumea baletului, la 18 și mai mult, și am terminat școala și intrând în operă și mai tare. Da. Cred, a fost un pas firesc să intri în trupa de balet al operei. A fost un pas firesc, nu? Da, era firesc pentru, este firesc pentru un adolescent care termină o secție de coreografie, cum se zice acum, sau care termină coreografia făcând atâta școală, să meargă mai departe într-o operă și să danseze și să progreseze în timp, pentru că învățămintele sunt duse până la un nivel, dar de la vârsta de 18 ani ele cresc. Ele Da. cresc, ele cresc și experiența pe scenă și totul crește, este într-un crescendo absolut totul. Cum au fost primii ani? Deci primii 2 foarte grei. Cum te-ai regăsit? Nu mă regăseam. Plecasem de la o altă școală și mergeam la orele celorlalți pe care le lăsasem în urmă, mergeam acolo și asistam la ore și nu mă primeau profesorii, dar stăteam cu ei în clasă și mai trăgeam. Și începând să nu mai merg acolo, începând să se aglomereze programul de la liceul de muzică, pe vremea aia era liceul de muzică, Da. atunci eu am început să mă debarasez de foștii mei colegi, încet, 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 să las fotbalul. Da. Îmi plăcea foarte tare să joc fotbal. N-am mai Da. jucat fotbal Dar deloc. fotbalul și baletul nu prea... Păi nu prea, dar Nu? Așa. a fost greu, Un da. șut și jumătate de ani ești tras pe dreapta. Asta a fost. Dar Da. am renunțat încet, încet și am mers pe linia asta. A, da. Pe lângă Timișoara, aveai de gând să încerci talentul în alte orașe, pe alte scene? Am putut și puteam la vremea aia să merg înspre Constanța, chiar și Bucureștiu era deschis. Am fost în Germania un pic, dar nu, Timișoara este, nu știu, pentru mine Timișoara este Timișoara absolut. Nu am balanță pentru Timișoara, chiar nici vestul pentru mine nu există Timișoara. Timișoara este Da. orașul meu, îl simt al meu. Bine. Hai să punem punct primei părți a emisiunii și să continuăm peste puțin timp.
Vă salut din nou. Vă reamintesc că invitatul de astăzi este prim-balerinul Operei Naționale Române din Timișoara, Radu Alin Vasile. Alin, hai să continuăm dialogul nostru. Am văzut o secvență din spectacolul Șeherezada de Nicolae Rimski-Korsakov, un spectacol montat de Carmen Cojocaru. Da. Da, restul povestește tu și între timp mai intervii. Da, a avut premieră acum 2 ani de zile și aici am un ultim rol, cum ar veni, sper să nu fie ultimul, da. dar din spectacolul ăsta este ultimul rol pe care aș putea să-l ocup. Sunt șahul. Un bijou, șahul Asir, așa am notat, Asir. Da. Este frumos că în meseria asta, vedeți, acum sunt ultimul rol dintr-un spectacol, adică ca și vârstă, ca da. Și... Deci un rol mai în vârstă nu există în spectacol. Nu, ca și modalitate de interpretare, deci da. Acesta ar fi ultimul. Și a început experiența Șeherezadă, cred că aveam 17 ani, 17-18 ani, când mă uitam la... Ne invitaseră să facem din școală un pic de figurație în spectacolul ăsta și stăteam și ne uitam la primii balerini ai opere de pe vremea aceea și chiar mă uitam la Constantin Gâdea cum dansa și mă gândeam poate în subconștientul meu dacă voi ajunge vreodată să dansez acel rol, rolul principal. Și după câțiva ani domnul Titi a intrat în pensie și m-a ajutat să învăț acest rol. Paradoxal că stăteam și făceam figurație și am ajuns să dansez și rolul principal. Cred că s-a întâmplat în 2003 și am avut și examenul de solist da. Dat cu Șeherezada. A fost debutul pentru, pentru solist de balet. Da, debutul l-am avut și cu alte roluri de prim solist, dar da. Ca și acte, ca și arhivă. Pentru da. Mine este startul... Asta era o provocare în plus sau nu avea importanță? Nu avea importanță, era doar ca și asta o examinare... Statistică da. Legală. Da, o, da, 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 da. Și iată că după ani de zile de dansat acel rol principal, ajung să-l dansez și pe acesta, care este un rol secundar, dar este un rol frumos, mie îmi place. Da, și ai ajuns la șahul Asir și să sperăm să mai dansez mulți ani. Că alt rol... Nu, de aici, în spectacolul ăsta, nu mai am unde de aici să mă... a mai rămas ceva. Să-l montezi tu. Ah, da. Spectacolul Șeherezada. Da. Cine știe? La asta, uite, aia, nu te-ai gândit, dar cine știe? Dar putea. Bine, hai să ne mai întoarcem puțin la, după debut, mă rog, ai avut activitatea la operă și într-o bună zi a venit să vină să te duci în armată. Oh, cum ai reușit să te păstrezi ca balerii mânuind Kalashnikov-ul? Nu îl mâneiam eu așa de bine. A fost o experiență. Maestrul meu tot mi-a mânat armata. Maestrul Ștefan Gheorghe. M-am uitat că asta era undeva în 2007, deja cam pe acolo. Nu, înainte de 2007, pardon. 2007 era un alt eveniment, imediat vom ajunge și acolo. A fost în 98. Da. Dar eu 3 ani și jumătate, din 95, eu tot o amânam. Era o modă și la actor să mai practica. Da. Nouă ne era bună. A murit maestrul, Dumnezeu să-l odihnească, Ștefan Gheorghe, și n-am mai avut ce să fac. Și am zis că mă duc să o fac pentru că tot mă chemau. Da. Și am ajuns într-o bună zi să mă văd cu valiza la poarta operei. Am plecat de la poarta operei cu valiza. N-am putut să plec din altă parte. Frumos, și... frumos. Da. Am ajuns, mă simțeam stingher. O grămadă de lume lângă tine, toți cu valizele lângă ei. Un lucru care eu nu mi-l doream, era cu totul nedorit de mine, dar n-am avut ce să fac, asta a fost, am intrat într-un mediu de
strict, militarie, am învățat regulile, m-am conformat lor. Îmi părea tot timpul rău, am venit de câteva ori și am dansat. Pe vremea aceea era doamna Liana Iancu, șefa noastră de compartiment, m-a mai ajutat dânsa să ies în, să mai dansez, m-a ducea la operă, mai dansam. Bineînțeles că eu mi-aș fi dorit tot fiecare zi să fiu acolo, dar nu se putea. Și, dar să știți că după câteva luni bune de armată am început să învăț sistemul și n-am urât deloc oamenii. Chiar mi-am făcut prieteni dintre gradele ofițerești și îi stimez și acum și mă întâlnesc cu ei pe stradă și am o legătură foarte, foarte umană și am apreciat pe câțiva dintre ei foarte, foarte tare. Și am învățat lucruri de la ei, care le poți pune în practică astăzi într-o excursie, de exemplu, sau da, în alte lucruri. Dar nu puteai să te antrenezi, să te ții în formă? Nu aveam. Asta nu era, adică nu aveai cum. Și după ce am terminat, era la Timișoara o coreografă din Germania, Sabine Wacke, monta spărgătorul de nuci. Și m-a văzut în sală, necunoscându-mă, și m-a întrebat cine sunt și, păi, am venit și eu din armată. Eram din Bocanci am trecut direct în flexibil. Era o diferență enormă, da, enormă, de greutate, de absolut tot. Ai prins. Singura formă, să zic. Ai prins aripi, da. Era bună la lucrul ăsta, purtai greutate în picioare tot timpul și asta te ajuta puțin să sari, să... Dexteritatea era alta după, nu? Da, a trebuit și acolo după armată să îmi revin câteva luni bune, să... Uite, trebuie să-ți revii fizic din anumite lucruri din asta unde stai, trebuie să-ți revii foarte tare fizic și asta e o problemă mare. Unii nu mai acceptă și se retrag, pentru că munca este tot mai asiduă dacă te oprești cumva din lucrul nostru, din studiatul nostru. Ai revenit și a venit o oportunitate. Ți s-a dat, ți s-a oferit un rol care, cred eu, că te-a marcat pentru toată viața. Rolul Freddie Mercury din spectacolul Dancing Queen. M-a marcat și mi-a marcat anumite drumuri în drumul meu legat de spectator. Are o poveste foarte interesantă și spectacolul ăsta. Nu l-am primit rolul. Asta n-avea de unde să știi. L-am făcut eu pentru prima dată în România. Erau încă trei colegi de-ai mei pe rol, pentru că eu fusesem în armată. Da. Și dânsa a venit să monteze jumătate din acest spectacol cât eram eu în armată. Și m-a deja cunoscut. Era la jumătate de etapă. Da, el era etapă. Deja montat, da. Și m-a cunoscut, este aceeași coreografă ca și al spărgătorului de nuci, care l-a spusese mai devreme, Sabine Wacke. Da. Și văzându-mă în sală, mi-a propus să-l fiu al patrulea în grupul ăsta. Da. Un coleg plecase, era o conjunctură așa de schimbare un pic. Plecau, veneau și nici ea nu știa exact care o să-i fie rolul principal. L-am învățat și peste un an a venit și l-am montat. Asta era în 1999 și a venit în 2000 și a montat acest spectacol în care mi-a dat... Nici așa nu știa dacă mă lasă să-l dansez până în ultima lună. Până când a văzut o parte din el, mi-a zis, du-te, învață asta și vino și mi-arăți. Și am învățat și am arătat un monolog care are parte în spectacol la finalul. El este Show Must Go On. Și după ce am făcut acel lucru, am zis, tu vei face tot spectacolul. Și am debutat ca Freddy în anul 2000, 24 iunie 2000. Hai să ne uităm la o secvență. Thank you.
de solicitant complex este rolul Freddie Mercury? Întrebare foarte... Primisem o întrebare de la televiziunea care a filmat premiera. Cum e să fii Freddie Mercury? Pe Freddie nu poate să-l egaleze nimeni. Da, n-are niciun drept de egalitate nimeni cu Freddie Mercury. Nu, pentru mine este un geniu, un geniu, va rămâne geniu da, și scurt. Este complex pentru că este un personaj care are o vivacitate în el senzațională și nu se oprește deloc. Tot timpul se mișcă, tot timpul ia cu el toată lumea. Este o chestie incredibilă ce poate să facă el într-un concert. Energie permanentă. Asta ardea greu. Este foarte greu să ai energie permanentă. Și spectacolul nostru are o oră, are 60 și ceva de minute de muzică reală, în care eu nu ies de pe scenă, decât în pauza dintre părți. Dar stau în continuu în scenă și asta ar fi pentru mine greutatea fizică a rolului. În continuu trebuie să ții, pentru că asta a vrut să și creeze coreografa, să țină în tensiune spectatorul. Și acest rol trebuie să facă lucrul ăsta, să țină spectatorul în tensiune. Dacă el este în tensiune și atrage energetic, cum se spune în ultima vreme, energetic. Eu ziceam artistic, dar acum e energetic. Și, da. Cum se spune acum, atunci reușești, dacă îi reușești să-i ții pe oameni cu ochii deschiși, asta este o chestie minunată și asta face parte din partea cealaltă de complexitate a rolului. După cea fizică, intervine cea artistică, intervine cea... Încărcătură energetică. Trecerii, rampe, cum se spune la noi în meseria noastră. Că dacă nu treci, dacă nu trece rampa... S-a dus. Spectacol de studio. Este foarte greu. Și el are anumite mișcări. Bineînțeles, nu este un rol care este, cum se zice, mot-a-mot mișcarea lui. Mai are intervenții, are dansuri, are tot felul. De fapt, acest spectacol are un subtitlu. Povestea unei cariere. De fapt, titlul ăsta este povestit în spectacolul ăsta, povestea unei cariere, cum trece Freddie în toate fazele carierei lui și în normalitatea umană pe care a avut-o și pe scenă, și cântat, și viața privată, da, că era și hulit. Era și hulit și bătut, a fost și bătut în concerte și este efectiv prezentarea și rul cariere, și rul vieții, și rul vieții artistice. Sus pe scenă, jos, este și... Iadul și cerul, da. Este și decorul făcut în așa, de așa natură, să dea urcușul și coborâșul vieții lui. Bineînțeles că el ajunsese la apogeu spre finalul carierei și vieții. Cum a evoluat rolul în tine în cei 18 ani? S-a maturizat, s-a copt, s-a format, s-a deteriorat? Toate astea sunt... Da, e o întrebare la care parcă nu m-am gândit. Dar așa, repede, la vârsta aia, eu îl concepeam ca pe o nebunie, trebuie să dau absolut totul. Totul. Acum și la finalul spectacolului nu mai contează dacă nu ești contează în picioare. Dacă, da, nu contează. Totul la maxim. Prinzând experiența de scenă pe parcursul anilor, l-am controlat mai mult. Atunci îl ducea tinerețea mea cu ea. Fluxul energetic, și acum, nebunia. Da, și acum mai mult a intrat partea mentală. Să-l controlez eu. Deci cred că asta ar fi răspunsul corect la... Pentru că el e tot timpul zic după spectacol că ăsta a fost greu și la 23 și la 40. Deci are o... Da. Deci nu mi-a fost ușor nici atunci, dar nici acum. Are așa o chestie de... Poate... După 18 ani, ce impact are asupra publicului? După 18 ani, s-a schimbat între timp, mă gândesc. O parte. Mai vin și acum. Sunt oameni care au venit de la premieră și mai vin și acum. Spectatori. Ce interesant. Aveam o grupă
chiar dacă îi spun și liceului pe nume, nu cred că se supără nimeni, da. Shakespeare. Da. O doamnă profesoară de muzică, să mă ierte că acum nu-i țin minte numele direct, și-a dus clasa la... Și-au crescut, veneau la fiecare spectacol. Și i-am văzut după 10 ani, păi noi am fost la premieră. Așa de tare ați crescut. Da. Au crescut odată cu spectacol. Și sunt convins că unii l-au văzut de N ori. Da. Este un spectacol foarte reușit. Să ajungi să ai 18 ani ca spectacol. E ceva. În... Chestia este că și dansând numai eu. Și pentru mine, el ca spectacol are 18 ani, dar și rolul meu are tot 18 ani. Da. Adică l-am ținut. Ce este interesant, dar nu vreau să stau mult pe tema asta, că nu a fost mișcat spectacolul, dacă am citit bine într-un articol, adică în țară nu s-a jucat, nu ați jucat... Nu. Doar la Poate Timișoara. În Timișoara. E aproape absurd. El este conceput în Germania, are... Apropo de Germania, el are 92... Moare Freddy, în 95 spectacolul făcut, în 97 nu se mai dansează. S-au dansat 2 ani în Germania, la noi se dansează de 18 ani. Da. Bine, suntem fruntași. Da, a fost adus cu tot cu decor, cu tot costume, tot absolut la Timișoara. A fost o perioadă nefastă în viața ta, dar și în viața spectacolului. Ai avut un accident în 2007. Da. După accident, după ce te-ai văzut așa cum erai, cum te-ai văzut ca balerin? Aveai sentimentul de gata, s-a dus cariera sau ai zis nu mă las și mă pun pe picioare? Primele zile de spitalizare n-am știut ce era cu mine, dar... Vorbim despre accidentul de mașină. Da. După aceea nu conștientizam raportul meu ca accident vis-a-vis de meserie. Eu credeam că mă ridic din pat și intru direct în spectacole. Deci așa, n-am gândit o secundă că nu mă întorc. Asta nici o secundă n-am gândit că nu mă întorc. În momentele alea de stat 21 de zile în spital. După asta 21 de zile am început să mă întreb cât mai durează. Cât mai durează. Cât mai durează. Și recuperarea tot ce a intrat în dura. Plină forță, cât a durat? A durat un an și... A durat puțin mai puțin, dar vă zic că data exactă după ce am dansat Queen, după un an și 8 luni. Da. Din nou, dar eu eram deja în lucru și în... Veneai cu cărja la operă, da. Da, o veneam, o puneam lângă bară și începeam să... studiez. Bineînțeles că îmi permitea mișcarea și fizicul pe vremea aia, dar încet, încet a fost bine că am venit cu cârja la operă și am pus-o lângă bară și am început să-mi revin. Și nu te-ai lăsat. Bine, pe lângă asta am făcut și o recuperare la Viena, o recuperare mai complexă, care m-a ajutat foarte tare să-mi revin în formă. Dar este greu să... Șanse, poate din partea multora dintre apropiați, să zicem așa, artiștii apropiați, nu cred că primise mai mult de pe o mână să-i numeri. De revenire, șansele de revenire. Da. Probabil a fost puțină nebunie și... Da, cred. Și cred. Revenirea a fost atât pentru mine și cât pentru cei care au crezut în mine o bucurie. O bucurie și una spectaculoasă. Uite, ai trecut și prin hopul ăsta, 18 ani de Queen, Freddie Mercury, ai împlinit 40 de ani, am stat de vorbă cu un balerin de renume și mi-a povestit despre frica vârstei, adică zici, nici nu vreau să mă gândesc când ajung la 40 de ani cum va fi, cum e? Știm că balerinii de la 60-70 mai puțin. Da, după 40 începe. Depinde de
forma care ți-o menții depinde de nu neapărat de modul de viață, de cât de mult te poate ajuta și corpul în următoarea perioadă, pentru că ei au dreptate care spun lucrul ăsta, este o perioadă mai grea sau de fapt este, să noi spunem, ultima. Este foarte greu pentru un dansator să perceapă ultima, da, cam ultima, să zicem, să perceapă lucrul ăsta și este bine pentru cei care înțeleg că este gata și trebuie să-i aduci pe ceilalți din urmă. Și eu cred că am norocul ăsta să înțeleg lucrul ăsta și să înțeleg că forța mea, poate nu acum de revenirea, nu știu ce formă ar trebui, sau de revenirea ca la 23 de ani, deci forța ar trebui distribuită spre copiii care trebuie să vină din spate, înspre colegii mei care sunt mai mici ca mine și înspre cei din școală. Din 2003 predai din balet. 2001, da. Predau nu știu de ce am rămas cu 2003. 2001 la liceul de muzică, da, la secția coreografie. Da. Cum este noua generație? Cum sunt copiii, tinerii? Sunt talentați, mai spectaculoși, dornici? Cei care și sunt... cum vezi evoluția lor chiar după ce se termină școala? Rămân toți în domeniu sau sunt unii care zic atât a fost? Da, depinde aici de la copil la copil. Eu îi văd pe unii dintre ei spectaculoși acum, văzând cum a progresat baletul, că și vis-a-vis de ei progresul baletului în tehnică are un mare impact. Pentru că acum ei încep parcă mai de frage de copilărie să înceapă mișcarea. Și unii ajung și prin talent și prin muncă, care este o muncă, muncă. Ajung să danseze în teatre, dar sunt și unii care se lasă pe parcurs. Și poate sunt copii talentați care se lasă pe parcurs, pentru că intervin tot felul de lucruri pe care viața le așterne și atunci ei mai mult se îndreaptă spre altceva decât spre cariera noastră, care, bine, uneori este și, sau era puțin cam prost văzută, de ce să te faci balerină? Da. Sau de ce să te faci balerin? Pentru ce? Să nu mai ce să mănânci? Da. E cam grea întrebarea pentru un părinte, ci da, îmi pot să vină. Și după aceea, când termină, ce facem? Ce mănâncă? Da. Grea întrebare. Da. Ce bucurie îți dă te hrănești profesoratul? Da. Bucuria elevilor care sunt cu tine și care iau de la tine forța ta și energia ta, pe care ți-o mănâncă, unii ți-o mănâncă sigur, care iau de la tine cei mai buni și care te înțeleg în anumite situații când trebuie să fii imparțial, nu trebuie să fii cu toată lumea, nu merge în meseria asta să fii, unul este mai bun, unul este mai puțin bun, unul este mai răuț, altul este genial și atunci trebuie să te împarți în toate mediile astea, medii sau să zicem distanțe artistice. Ultima întrebare, ce aștepți de la soartă pe plan profesional? Ce proiecte ai? De la soartă mi este să văd baletul Timișorean împlinit. Asta este dorința mea a unui final de carieră. Alin, să ne luăm rămas bun. Îți doresc sănătate în primul rând. Mulțumesc frumos. Putere de forță, multe spectacole dansate, chiar și montate. Uite că ți-am servit mingea și hai să ne uităm la final la o secvență din spectacolul Gala de Balet.
Te salut. Te salut și eu. Mersi. Ne vedem peste o săptămână. La revedere.